cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună ziua, oameni buni, a venit iarna și ne bucurăm de binefacerile ei. Prima dintre binefaceri, potrivit celor din televiziune și presei în general, este faptul că se circulă ca iarna. Adică se circulă mai greu. Se circulă mai greu din vari motive. Bine, nu știu dacă am fost din nou surprinși de zăpadă, că se știa că vine de mult timp, dar noi ne-am obișnuit să dăm știri, se închid drumuri, se închid școli, se închid ce se mai închid, ăia care trebuie închiși nu sunt închiși și tot așa. Apropo de ăia care trebuiau închiși și nu sunt închiși, să salutăm cu mândrie nemțeană faptul că Ionel Arsene are fani în continuare în județ, în PSD și nu numai în PSD, el fiind felicitat de ziua sa onomastică de pesediști și aliații din Consiliul Județean, ceea ce nu poate decât să ne bucure, înseamnă că mai există caractere puternice în PSD care au ales să-l felicite public pe fostul președinte al Consiliului Județean, condamnat la mai mulți ani de închisoare cu executare pentru fapte de corupție. Asta arată un anumit lucru, modul în care o parte, dar să nu credeți că în partea era tot așa e și în partea cealaltă, a clasei politice înțelege să-și exprime sentimentele în public, pentru că poți să-l iubești pe domnul Arsene în particular cât vrei. Nicio problemă, poți să îl suni, poți să-i faci ce vrei tu. Dar în momentul în care i-ai dat felicitare în public, te afișezi și îți spui, măi, ăsta este șeful sau icoana mea. Și la el mă închin. Că Oana Bulai l-a felicitat, nu miră pe nimeni. Că doamna Ciubotaru de la Pro-România l-a felicitat, nu miră pe nimeni. Da, sunt alții care poate ar fi trebuit, măcar așa, pentru public să se abțină. Da, să lăsăm astea și să mergem mai departe. Astăzi încercăm să vorbim un pic, nici mesele nu mai stau cum trebuie, să vorbim un pic, să vedem ce s-a întâmplat după ce au căzut primii fulgi generoși de nea, și-a bătut și vântul și a fost și un pic mai frig. O să încercăm să stăm de vorbă cu mai mulți responsabili referitor la acest subiect și începem cu Adrian Păduraru, vicepreședintele Consiliului Județean. Am înțeles că domnul Iona Saftei, președintele acestui for, mă rog, președinte în locul lui Ionel Arsene, deci este vicepreședinte cu delegat să îndeplinească funcția de președinte, ar fi într-un bine meritat concediu de început de an, lucru care, până la urmă, trebuie să-l înțelegem. Și pe el îl cheamă tot Ion și atunci și el trebuia să stea să primească felicitările. Bine, el probabil că a stat în țară. Sau cel puțin încă în țară. Să vedem ce spune domnul Păduraru cu privire la modul în care s-a făcut dezăpezirea pe drumurile județene. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la cafea! Bine v-am găsit! Domnul Păduraru, scurt și la obiect. Cum e cu drumurile județene? Cum a fost ieri? Și cum este la această oră, dacă aveți aceste informații? Deci operațiunile de dezăpezire au început încă de duminică seara. Prima intervenție a fost pe DJ-155, adică pe axial începând cu ora 17. Și de atunci, în continuu, avem operațiune de dezăpezire în desfășurare. S-a acționat cu 28 de utilaje și 50 de operatori. Au fost împrăștiate în aceste zile peste 400 de material antiderapant. În mod oficial, ieri, prin IGSU, au fost închise trei drumuri județene, Horia, Trifești, Făurei, Podoleni,
Pitești, Hoisești și Bahna Izvoare. Această oră au fost decongestionate și se circulă. În această dimineață s-a intervenit pe ele. Și, în general, sunt probleme pe drumul, se circulă cu dificultate, datorită vântului și mai ales în zonele de câmpie. Foarte mari probleme sunt pe Giro Dochia Itrinești, în zona Mărgineni, pe Bâra Boghicea Nistria, în general, în zona de câmpie, acolo ne bate vântul foarte, foarte puternic. Da, pentru că zăpada este înghețată, nu a fost frig, e foarte ger și atunci, dacă bate și vântul... Tocmai asta a fost și problema în aceste zile, că această zăpadă a debutat cu duminică cu multă ploaie. Și atunci s-a format o peliculă de gheață pe dedesubt, ducând la îngreunarea circulației. Da, deci... În momentul acesta se lucrează, dar teoretic se circulă peste tot, da? Tot. Cu dificultate pe unele sectoare de drum, dar în general se circulă peste tot. Da, sunteți mulți. Avem utilaje la această oră pe toate drumurile județene. Sunteți mulțumit de cum s-a acționat sau nu? Bănuiesc că lucrați cu Drupo, nu? În care stai în birou, nu ești mulțumit și primești tot felul de informații. În momentul în care te duci pe traseu și vezi situația din teren, îți dai seama că efectiv atâta s-a putut pe ele și suntem mulțumiți. În ce sens? De exemplu, ieri pe stănița Chicirea a mers cu utilaj de zăpezire în față și în spate se înfunda înapoi drumul. Deci se circula efectiv, se făcea o coloană de 10, 12, 14 mașini care mergeau în spatele utilajului de zăpezire. După care, datorită vântului puternic, imediat se înfunda înapoi. Da, și atunci... E o perioadă în care toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie doar pe strictă necesitate să facem deplasările. Da. Da, așa este. Acum, Ana, cum să vă spun, sunt și locuri în care trebuie să ajungă copiii la școală, dar asta o să discutăm cu doamna inspector general. Da, școlile au fost închise pentru astăzi în... localitățile care au fost închise drumurile județenie. Da. În 6 localități. Bine, eu vă mulțumesc pentru intervenție și am reținut chestia aia, că dacă ești la birou, ești nemulțumit, dacă ești pe teren, îți dai seama că atâta se poate. Cred că ar fi cazul... Din teren arată altfel. Am înțeles. Spuneți-mi, vreau să confirm o știre, domnul Asafte este în concediu. Ieri a fost în concediu, da. Doar ieri? Ieri, da. Am înțeles. Am înțeles. Deci astăzi nu mai este în concediu. Bine, mulțumesc tare mult. Numai bine. Sănătate. O zi cu spor. Sănătate. Ați auzit și asta este într-adevăr un lucru interesant. Din birou întotdeauna poți să fii nemulțumit. Când ești pe teren, lucrurile se văd altfel. Asta este valabil nu numai la dezăpezire, și e valabil și pentru alte lucruri și ar trebui poate încet încet ca cei care au birouri și le ocupă având și funcții în coada denumirii să meargă din birou să vadă cum stau lucrurile la firul ierbii, cum se spune, sau la botul zăpezii. Să vedem un pic care e situația în școli. Încercăm să vorbim cu doamna Florentina Luca Moise, inspector școlar general. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule Bălănescu. Scurt și la obiect. Înainte de a vă spune la mulți ani, așa și pe post, spuneți-mi un pic care e situația cu elevii, școlile, mă rog, localitățile în care sunt probleme din cauza drumurilor. Bună dimineața încă o dată și la mulți ani și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Da, este o situație destul de grea în tot județul. Încă de aseară am avut discuții cu reprezentanții ISU și cu prefectura, iar în urma discuțiilor cu colegii mei, directori de unități de învățământ, pentru că am discutat cu fiecare director în parte, s-a decis suspendarea cursurilor, așa cum a reieșit din comunicatul făcut de către prefectura. În schimb, situația din această noapte nu a fost una favorabilă și se pare că de dimineață lucrurile s-au complicat.
la ora 6, colegii mei directori au întrunit online consiliile de administrație și au hotărât în anumite unități de învățământ, altele decât cele de aseară, să suspende activitatea și noi am aprobat imediat. Și este vorba despre școala Poenari, despre școala din gimnazială comună a Moldoveni, școala Dolgești, școala Secuieni, școala Văleni, școala Stănița, de asemenea la Bălușești au fost și sunt probleme în comuna Boghicea, școala comuna Boghicea, anumite structuri din comuna Pângărați, pentru că așezarea geografică este, așa cum o știm cu toții, și drumurile sunt dintre versanți sunt greu practicabile, spre exemplu Poiana, Niceni, Oanțu, zona de pădure pe drum forestier, Stejaru spre pădure Pângărați, și acolo în unele structuri s-au suspendat cursurile. De asemenea, la școala gimnazială Bâra, la Valea Ursului sunt probleme și s-au suspendat cursurile. De asemenea, unele structuri din Dobreni are probleme și am suspendat cursurile. În comuna Stănița se circulă foarte greu din cauza drumului Roman Valea Ursului. În unele localități nu au reușit, microbuzul școlar nu a reușit să aducă copiii și e clar că s-au suspendat cursurile și acolo. Ce am făcut noi la inspectoratul școlar? Am anunțat imediat toți directorii de unități de învățământ liceal și profesional care au navetiști, pentru că e vorba la nivel de județ de peste 6.000 de navetiști, 6.093 de elevi navetiști, să fie scutiți de la în condițiile în care au domiciliu și fac naveta din zonele respective. Mi se pare normal. Mi se pare normal. Mai ales că nu știu dacă au abonamente eliberate navetiștii. Da, e o problemă. Și aceasta este o problemă. Avem foarte mulți elevi și la internate. Ne-am asigurat că ei sunt cazați în internate încă de duminică, că spațiile au fost încălzite, că nu au pornit spre casă la navetă. Sunt multe probleme de rezolvat în aceste zile, dar suntem alături de colegii noștri și luăm deciziile potrivite pentru a nu pune în pericol viața elevilor, dar și a colegilor noștri care sunt navetiști. Astăzi ne vom întâlni cu domnul prefect, îl vom informa imediat după ce clarificăm exact care sunt toate unitățile de învățământ și structurile unde s-a suspendat activitatea și că vom lua o decizie împreună. Bine, înainte de a închide, o să vă întreb dacă mai aveți noutăți cu privire la abonamentele pentru copii. Nu avem noutăți. E o procedură în conformitate cu legislația în vigoare. Știu că Consiliul Județean a trimis către ANRSC suma, tariful stabilit, urmează să se primească de la ANRSC răspunsul, după care să se întrunească o ședință la Consiliul Județean, iar noi, Inspectoratul Școlar, să primim tariful în conformitate cu legea și să cerem deschiderea de credite. Noi, Inspectoratul tariful pe sumă forfetară, nu? Pe sumă da. Forfetară. Exact, da. Deci se va merge pe sumă. Se va merge pe sumă forfetară, nu se va merge pe varianta veche, nu? Cu abonamente, cu contra. Se merge pe sumă forfetară, dar noi am primit de la Consiliul Județean o listă a transportatorilor care au contracte și în funcție de contractele dumnealor și comunicarea oficială cu Consiliul Județean, noi luăm în calcul ce ne trimite Consiliul Județean. Noi suntem cei care, prin noi trec aceste deconturi. La partea legislativă, Consiliul Județean împreună cu ANRSC o stabilesc. Bine, mulțumim mult. Mulțumim mult. Mulțumesc și eu. O zi bună. Ați văzut și cu școlile, sunt mult mai multe decât cele anunțate aseară, școli închise.
E logic să fie așa, pentru că din birou aflăm că se circulă greu, dar microbuzele cu copii, câteodată poate fi o inconștiență să le trimiți într-o zonă în care este viscol și ai zăpadă pe stradă. Și atunci foarte bine au procedat cei care au luat deciziile acestea. Haideți să vedem, cum a fost la Piatra Neamț, dacă reușesc eu să găsesc pe purtătorul de cuvânt al celor de la PubliServ. Dacă reușesc, da, domnul Mihai Alexandru, să vedem. Pentru că ieri a fost o perioadă când s-a circulat greu la Piatra Neamț. Bună dimineața! Da. Bună dimineața! Domnul Mihai Alexandru, purtător de cuvânt al PubliServ SA. Domnul Alexandru, în primul rând, bine ați revenit, că nu v-am mai auzit de mult. Bine v-am regăsit! Pentru cei care nu știu, domnul Mihai Alexandru a fost și consilier județean pe vremuri. Nu foarte trecute, dar pe vremuri. Domnul Alexandru, cum a fost pentru PubliServ de duminică încoace? Nu vă întreb cum a fost pentru șoferi. Cum a fost pentru dumneavoastră? Pentru toată lumea a fost destul de greu. Perioada solicitantă. În ultimele 24 de ore s-a operat cu utilaje timp de 22 de ore. Asta înseamnă mai mult de 90% din timp. Restul de timp s-a alimentat și s-a încărcat cu material antiderapant. Deci s-a lucrat în continuu. Non-stop. Bun. Când ați reușit să eliberați drumurile? Pe la ce oră? Azi noapte, bănuiesc. Nu putem discuta în termenii ăștia. S-a lucrat în continuu. E adevărat, vremea nu ne-a ajutat foarte mult. Adică în urma utilajului, poate 30 de minute sau o oră, se așternea zăpada înapoi. Și problema n-a fost atât zăpada cât discolul. Deci a bătut vântul destul de tare. Și s-a simțit lucrul acesta și în oraș, nu? Pe străzile din oraș. S-a simțit, dar vreau să menționez că se circulă, s-a circulat și se circulă în condiții de iarnă. Străzile principale au fost obiectivul numărul 1. S-au lucrat și pe străzi secundare, dar nu am avut străzi închise sau blocate, cum știți foarte bine că în județ se întâmplă. Da, păi avem mai multe locuri în județ unde s-au închis drumuri. Inclusiv în Târgu Neamț s-a închis o perioadă de timp, o zonă. Și o parte a centurii roman, din ce știu eu. Și o parte a centurii roman. Bun, acum spuneți-mi un pic, tehnic vorbind, cum v-ați descurcat cu dezăpezirea pe zona coridoarelor noi de mobilitate? A fost o prioritate zona de... Eu știu că a fost o prioritate. Eu vă întreb dacă a fost... Mai mare problemă a fost pe zona Mihai Viteazu, calea Romanului, cum o știm cu toții, unde s-a circulat și greu, au fost multe autotrenuri care au blocat la un moment dat traficul. Noi am intervenit și chiar le-am remorcat. Au fost mai multe, vreo 3 sau 4 situații de genul acesta. Dar am încercat și pe timpul nopții s-a putut face acel tandem, dacă știe lumea despre ce e vorba. Explic. Merg 2 sau 3 utilaje în paralel. A, deci au mers în paralel și... Au mers în paralel. Până la ora 4 nu prea s-a văzut acest lucru, cât timp a viscolit. După ora 4 se văd rezultatele mult mai ușor. Și dacă vorbim de parametri tehnici, s-au dat 110 tone de sare, de material antiderapant. 110 tone? 110 tone, ultimele 24 de ore. De la ora 6... Foarte mult. Ieri până dimineața. Da. Foarte mult. S-a lucrat 22 de ore. Pentru că cei de la județ au spus că au dat 400 de tone, parcă. Deci... Da, nu știu cât s-a dat la județ. Eu vă spun ce am folosit noi ca material. Și ieri dimineață până azi dimineață. În momentul acesta, unde acționați? Pe străzile lateralnice? Acționeze și pe străzile secundare. În continuare mergem pe cele principale, dar cumva situația e mai bună decât ieri pe străzile principale. Da, bine, vă mulțumesc mult pentru o zi bună. Pentru intervenție. Apreciere.
Vedeți care este situația, cam așa stau lucrurile. Acum o să spuneți, domne, de ce se blochează atâtea drumuri? Este simplu. Nu mai există perdele de arbori care să protejeze drumurile în zonele în care bate vântul foarte tare de câmpie. Nu există nici acei parapeți de protecție care de cele mai multe ori își fac treaba. Și asta este situația. Una peste alta, să spunem că o să aflăm în câteva minute situația exactă a școlilor închise. O să vedem cum este la nivel de județ când se sintetizează de către prefectură. Și cam asta e cu drumurile. În mod normal, ar trebui să ne oprim cu emisiunea aici, pentru că aceasta a fost tema. Drumurile, să vedeți și dumneavoastră cum se văd lucrurile din punctul de vedere al oficialilor, al celor care răspunde de zăpezire. Cum le vedeți dumneavoastră este atunci când vă urcați la volan și mergeți. Să nu credeți că nu sunt și exagerări. Sunt foarte multe exagerări, în special la televiziunile naționale, când reporterii primesc, ca să spunem așa, indicația, mergeți și arătați că se circulă greu. Și se caută așa un loc unde bate viscolul, unde se adună zăpada și stau reporterii acolo, eventual dacă au și o chestie de făcut vânt mai tare își fac, sau cineva aruncă cu fulgi de zăpadă ca să vadă și spune cât de tare viscolește. Asta este o tehnică, ca să spunem așa, făcută de la marile televiziuni naționale, care trebuie să transmită câteodată cât de greu este să trăiești în România. Până la urmă, este iarnă, este boboteaza, mi se pare, pe vechi, sau mă rog, nu, Crăciunul pe vechi, mă scuzați, și cam așa erau timpurile. Nu înțeleg de ce ne agităm atâta. Dar, astea fiind spuse, vă spun cele bune și ne oprim cu emisiunea aici astăzi.